Așa că suntem pregătiți să facem filerul. După 4260.000 de suduri și polizări, am terminat și eu treaba. Ora este aproape 5. Cred că am pus-o de oaie. Fraților, bine v-am găsit la un nou episod. Bineînțeles, un episod în care vom continua prepararea și vopsirea elementelor care au mai rămas pe această mașină, pentru că până la urmă cred că vom vopsi tot acest sedan, pentru că vă dați seama, vopseaua fiind veche, lacul fiind foarte subțire. Și aici ajung la o întrebare pe care voi mi-ați spus-o într-un număr destul de mare: care va fi diferența după ce vei pune ușile față de vopseaua pe care tu ai aplicat-o și ai dat și lac? Haideți să vă arăt. Cam asta este diferența, să zic. Ca și nuanță pot să vă spun că nu diferă atât de mult, deși pe cameră foarte ușor poate să pară partea asta un pic mai verzuie, dar ca și lac, uitați-vă aici cum se aude versus aici. Aici nimic. Aici. Deci partea mai nasoală este că sedanul are vopsea destul de ok, să zic așa, ca și cod de culoare la ochiul liber, fără cameră, să știți că nu este o diferență, dar lacul lipsește de pe această mașină, deci a dat left the chat, a părăsit complet mașina lacul, peste tot unde pui mâna, efectiv se aude așa cum te zgâre, deci nu este deloc ca și sticla, așa că până la urmă, cum v-am zis, voi vopsi toată mașina, da. Și ușile pe care voi le vedeți aici, am să le vopsesc exact în punctul acesta cum le vedeți voi. Le-am aliniat cât de bine am putut să nu avem lufturi și, bineînțeles, le voi deschide puțin, le voi acoperi deoarece în interior nu vreau să le vopsesc. Le voi mătui, voi da filler unde va fi nevoie, voi masca și aici și le voi vopsi în poziția aceasta, adică pe mașină, pentru că nu mai are sens să le mai dau jos. Vă reamintesc că pentru a evita o țeapă trebuie neapărat să folosiți car vertical, deoarece car vertical, uitați-vă cum îmi zice aici frumos în raport, că are accident, că are kilometri dați înapoi, la fel pot să vă zic că și despre mașina pe care voi o căutați. Uitați-vă kilometri la acest Mercedes C-Class, adică a dat înapoi aproape jumătate de kilometri. În 2020, în Statele Unite ale Americii, a avut o daună considerabilă, între 15 și 20.000 de euro. Pozele cam așa se prezintă. Uitați-vă și voi, mașina lovită, sigur nu vreți voi să cumpărați un asemenea Mercedes. Eu am să vă las un link în descriere unde veți beneficia de 15% reducere din partea mea la fiecare raport. Aveți grijă să nu luați apă. Astăzi ne vom ocupa de haionul sedanului, deoarece asta este partea cea mai nasoală, pentru că, ia uitați-vă aici, l-am curățat, să vedeți și voi. Deci aici avem deja feeling de șmirgel abraziv de pe 80. Cam așa se simte. Ia uitați-vă. Deci aici, pe lângă faptul că cred că s-a revopsit la un moment dat și nu s-a mai nimerit codul, adică hai să fim serioși, avem și niște rugină frumos. Aici avem puțin kit. Nu înțeleg exact de ce, oricum voi demonta toate luminile și butucul, pentru că și aici avem niște rugină. Și aici deja am dat jos emblema. Acest lip de portbagaj, să zic, îl voi da jos și îl voi face negru lucios. Iar aici și pe aceasta o voi șlefui și o voi vopsi și lăcui în negru lucios. Așa că vom avea partea asta negru lucios, lipul negru lucios și cel mai probabil voi colanta plafonul în negru lucios, deoarece plafonul este într-o stare punicică și nu-l voi vopsi deloc, dar îl voi colanta. Așa că, bun, pentru a da această broască jos, avem aici frumos o pioliță de 10. Deci nu e ceva foarte complex. Și aici avem cea de-a doua piuliță. În atât stă prinsă broasca. Gata, oameni buni, ia uitați-vă. Am scos-o. Aici avem o garnitură. Pac. Deja avem frumos lumile date jos. Putem să vedem că au fost vopsite. Deci s-a mai intervenit la acest haion și în partea asta foarte greu am scos, a trebuit să sparg din acest kit, că s-a pus încât efectiv a blocat suportul ăsta de lumină pentru număr. Am scos și mânerul, pentru că aici este
destul de stricat, rupt și probabil că o să găsesc altul. Mai nasol în spate că nu are o mufă, deci va trebui să-l tai cel mai probabil și să-l cositoresc. Rectific, până la urmă, ia uitați-vă aici, am găsit mufa, doar că are un cablu mai lung și vine aici, așa că acum, bac, putem să scoatem afară și să-l schimbăm. Deci, învățăm în fiecare zi câte un lucru nou. Haruchițu va da jos lipul de la probabil. Fața lui pare puțin tristă, dar nu-i trist, așa face el când îl ia în brațe, nu știu, efectiv se relaxează și asta e privirea lui. Sau nu? Până la urmă, aparent va trebui să fac eu treaba. Am luat un fir de pescuit și vom tăia. Până la urmă, voi încerca cu o sârmă, că cu siguranță firele de pescuit se vor rupe. Ok, serioasă treaba aici. Bun. Am scos și lipul. Văd că n-a fost pus cu silicon, a fost pus cu band dublu adezivă, cu care cred că a și venit. Iar acum, folosind o lamă de cutter, vom îndepărta tot ce a rămas de la bandă dublu adezivă, adică acest lipici. Bun, gata, am îndepărtat. Haideți să vă arăt cum am pregătit zona. Acum ne vom ocupa doar de șlefuirea haionului. Vreau să protejez partea asta neapărat pe care am vopsit-o proaspăt, să nu trească să o șterg cu o cârpă, pentru că sunt șanse mari să zgâriu lacul. La partea cu șlefuirea pe apă va absorbi foarte mult, așa că această folie ne va ajuta. Și vom începe cu un P240, așa că hai să-i dăm drumul. Relativ greu cu 240, pentru că este foarte mult vopsea, lac de cojit. Văd că avem un filler de desubt, deci cu siguranță acest probagaj a mai fost vopsit, așa că vom scoate 240-ul și vom merge pe un P80. Pac! Acum vom trece la a șlefui cu mâna, deoarece avem o zonă destul de dreaptă și cum am băgat aici să scot toate acele decojiri, s-ar fi putut să fac niște micuțe valuri, așa că ne vom scoate la mână, vom șlefui în X. Am terminat de șlefuit cu P80 și P240, la fel și aici jos, am scos bureții care erau puși de fabrică și lipiți destul de greu, dar acum ce vreau să fac este să mă ocup de locurile acestea cu rugină. Aici
aici, aici și mai avem și în partea de jos. Aici am hotărât că șmirghelul nu o să poată să ia toată rugina, așa că am folosit un polidisc cu un disc de polizat. Am pus masa deoarece vreau să sudez. Cam așa stă treaba, încerc să umplu cu sudură cât pot, iar pe urmă să o polizez și să o aduc la nivelul normal, să zic. Măcar să umplem cu sudură, să polizăm și pe urmă să venim cu un strat subțire de kit. Se poate folosi kitul pe mașină, dar cu cât este mai subțire, cu atât va rezista mai mult în timp. După 4260.000 de suduri și polizări, am terminat și eu treaba. Avem tabla aici, oameni buni. Atât am sudat și am polizat până am construit aici. Puteam să tai și să pun direct o bucată, dar lucrul ăla mi se pare un picuț next level. Așa tot sudezi, tot te prinzi de ce sudezi și la un moment dat, după câteva polizări, faci o treabă de genul. Uitați-vă și voi că aici va intra un strat subțire de kit și va fi foarte, foarte, foarte bine. Chiar sunt mândru de cum a ieșit. Am polizat în continuare și părțile astea o idee mai bine. Acum nu mai prea este rugină aproape deloc. Nici nu vreau să subțiez tabla extrem de mult, dar uitați-vă că acum este mai bine. De data asta voi folosi un kit cu microfibră, adică cu bucăți de fibră de sticlă, dar de dimensiuni mici, pentru că nu este foarte mult de umplut, așa că nu am de ce să folosesc cu fibră de dimensiuni mari, voi folosi cu fibră de dimensiuni mici. Sunt mai multe tipuri, mici și mari. Data asta vom merge pe mici. Așa arată, este mai verzuie, am pus și întăritorul, așa că trecem să o aplicăm. Așa arată kitul ăsta cu fibră de sticlă, bucăți mici. Se pare că este un pic cauciucat, deci va rezista foarte bine pe haion, deoarece haionul se trântește destul de des și nu vrem să apară crăpături pe undeva. Așa că acum o să încep să îl șlefuiesc cu pe 80. Am pus megerul de 80 și dăm drumul. Acesta este kitul pe care îl vom folosi de la Navol, Unisoft,
este foarte bun pentru a finisa după ce am aplicat un kit cu fibră de sticlă, deoarece kitul cu fibră de sticlă este foarte bine dat primul, deoarece este mai rezistent fiind închegat de fibra de sticlă, așa că mergem pe Unisoft. Am tânat și eu în sfârșit de șlefuit acest haion. Puteți să vedeți că l-am și pregătit pentru că urmează să dăm filler. Filler în două straturi. Ia uitați-vă și aici dedesubt. Frumos. L-am șlefuit. Așa că cum v-am zis, am pregătit frumos toată mașina. Ia uitați-vă, toată am dat-o în folie pentru că nu vreau să am filler pe mașină. Plus că este super important să mascați bine mașina. Așa veți fi mai siguri când veți vopsi că nu se va ridica cumva, Doamne ferește, folia. De asta am pus aici frumos două straturi, atât pe interior cât și pe exterior direct pe folie. Vedeți și aici, am încercat să o trag, să fac aici puțină tensiune. Când eu vin cu pistolul, frumos și suflu, să nu pac. Am pățit chestii de genul, până nu le pățești, nu te lecuiești. Ia uitați-vă și aici, am dat frumos o gaură cu degetul, pac, am prins și acum nu mai sare. Pac, la fel și aici, frumos, uitați-vă, am făcut tensiune, să fie ok, să nu se ridice. Am prins jos de bară, am prins și aici, jos de bară, așa că suntem pregătiți să facem fillerul. Să-l punem un pistol și să dăm frumos două straturi cât de impecabil putem noi pentru a ieși cât mai bine. Așa că hai să dăm straturile alea două de file. Oficial, uitați-vă cum a ieșit fillerul. A trebuit să ies din garaj ca să vă arăt treaba asta, pentru că aici este cam strâmtă zona. Dar uitați-vă ce bine a ieșit. Este important să dați fillerul cât mai uniform, pentru că atunci nu va trebui să șlefuiți atât de mult la el. Eu sunt în schimbarea pistolului de filler pentru că nu sunt mulțumit. Probabil că ați văzut că am folosit alt pistol față de celelalte videoclipuri, pentru că pistolul meu vechi s-a stricat și acesta este un pistol împrumutat, așa că o să trească să-mi cumpăr altul. Am reușit eu să dau fillerul ăsta cât de cât ok. Mi-a suflat și niște mici gunoiași și nu știu. În fine, oricum, important este că am dat două straturi, aici în interior am dat trei pentru că mi-a mai rămas să mai dau în zonele care se dă mult mai repede fillerul jos la șlefuire. Așa că dacă tot vorbim de șlefuire, hai să mă pun să fac și treaba asta. O să începem cu șmirghele de 400 și apă.
fraților. Cred că am pus-o de oaie. Obseaua face o reacție neașteptată. Și asta e nasol. Ora este aproape 5 și defectele sunt aici. Ia uitați-vă. Deci este nasol rău de tot. Să vă zic cum am culcat azi noapte sau azi dimineață, pentru că ați văzut și voi că era deja trecut de ora 5. M-am culcat destul de trist, dar acum este trecut de ora 12 și am dormit destul de mult. Am prins motivația, am încredere că o să rezolv treaba asta. Acum vreau să vă arăt și de ce cred eu că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Deoarece am folosit un degresant, să zic așa, antisiliconic. Cam așa arată el. Și cred că ăsta mi-a cam pus bețe în roate, poate nu s-a uscat bine, nu știu. Totuși, eu l-am folosit pe acesta când am vopsit mai de mult aripa și ușa de la Turing, totul a fost în regulă, dar acum văd că mi-a pus bețe în roate. Când am vopsit partea de aripă și prag de la sedan, n-am folosit ăsta pentru că nu-l găsisem, l-am găsit acum, mai bine nu-l găseam, că vedeți și voi, așa că o să mă duc pe metoda clasică, diluant, cu un picuț de apă în el ca să nu îmi șteargă obseaua, lavetă cerată și dă-i. Hai să mai dăm un strat pentru că nu se mai poate. Voi da un strat în care voi ține pistolul mai de la distanță pentru a gaza piesa. Ăsta este un lucru pe care puteți să-l faceți ca să uniformizați cât mai bine vopseaua. Avem aici frumos lacul, am dat și un scoș de hârtie ca să fiu sigur că nu îmi va curge, pentru că am pus destul de mult, așa că voi sufla puțin și o să dau primul strat de lac. We'll be right back.
fraților, a trecut noaptea, bineînțeles că lacul s-a uscat, așa că suntem pregătiți să ne uităm puțin la el. Dacă prima lăcuire, adică a aripei spate, să zic așa, și a pragului, a ieșit impecabil și chiar am fost uimit, aici la portbagaj, să zic așa, avem câteva defecte, dar este un moment bun să învățăm să scoatem câțiva picuri și să învățăm să scoatem din nou câteva impurități printr-un șmirghel foarte fin și un polish. Deja mi-am cumpărat mașina de polish, așa că sunt pe drumul cel bun în a mă perfecționa și pe partea asta de polish, deoarece știți și voi că lacul este destul de greu să-l aplici perfect și oricât de perfect l-ai aplica, dacă lasă se usuce foarte bine și după aia te pui puțin cu un șmirghel de 1500-3000 6000 și după un polish, poți să-l aduci la un nivel mult mai înalt față de cât ai putea tu să îl dai cu pistolul. Dar așa arată în momentul de față haionul, l-am umplut bine de lac, să zic așa. Aici sunt porțiunile în care a curs, picurii sunt foarte subțiri, să zic așa, deci s-au îngropat bine, nu va trebui să muncim foarte mult. La fel și în partea de jos avem aici, arată un picuț destul de dur, adică nu sunteți obișnuiți cu așa ceva din partea mea, dar știți și voi că ce nu muncește nu greșește, se mai întâmplă și treaba asta, mă bucur că totuși uitați-vă ca și reflexe efectiv, este ceva, v-am zis, am umplut cu lac, am ținut destul de aproape undeva la vreo 15-20 de centimetri, fiind și aici foarte abrupt, vă dați seama că rapid a putut să curgă. Sunt aici să învăț, de asta nu m-am dus la un vopsitor și mi-asum totodată că dacă greșesc ceva, măcar îmi greșesc cum ar fi mie, deși noi sunt proprietarul mașinii, dar proprietarul este înțelegător și o să aflați de fapt cine este. Eu stric, eu repar, nu este nicio problemă, v-am zis, mi-am acomodat deja o mașină de polish, trebuie să-mi ajungă și în videoclipurile următoare. Voi trece și la repararea acestor neplăceri care pot să ajungă când vopsești acasă și ești un amator. Și asta o să vă ajute și pe voi, pentru că cu siguranță, măcar o dată, sperăm să nu, dar măcar o dată o să întâmpinați și voi această problemă, să vă curgă lacul și să aveți aceste impurități care vedeți și voi că se pun oricât de bine ai mascat tu piesa pe care o vopsești. Cu siguranță nu mulți dintre voi o să ajungeți să vopsiți într-o cabină de vopsit, mai ales dacă sunteți amatori și vreți să vă vopsiți acasă ceva, așa că o să fie foarte benefică și această problemă peste care am dat, deoarece rezolvarea o să vă ajute și pe voi foarte mult, așa că acum întrebarea mea este să vedem care va fi diferența între oglinda asta, pentru că uitați-vă, și partea asta de aici, pentru că partea asta de aici nu ai și chiar așa de oglindă, așa că hai să despachetăm puțin aici zona și să vedem. Haideți să vedeți și voi cam cum se vede. Ia uitați-vă. Efectiv este cristal și aici. Uitasem de fapt cum este. Ia uitați că mă vedeți un pic. La fel și aici. Dacă țin umbră, asta contează. Că aici bate direct lumina. Pac, veni cu mâna aici, veni cu mâna aici. Deci este în regulă după ce voi finisa frumos, pentru că și la mână se simte că sunt câteva locuri în care parcă te zgârie, dar bă, este lăcuit, o să fie la final epic. Urmează să vopsesc și partea laterală, adică toată partea asta frumos cu pragul, acolo imediat termină și tata de sudat, deci o să avem un sedan în sfârșit fără rugină la praguri și cu pragurile tank, fără stres. Așa că nu uitați să-mi arătați susținerea voastră jos în comentarii și sunt sigur că fiecare dintre voi chiar acum o să aprecieze videoclipul, așa că apreciați-l neapărat, follow lambrar.aveam pe Instagram, pentru că acolo postez pentru prima dată tot ce lucrez eu în fiecare zi, cum mă trezesc, ce fac, prin ce probleme dau, ce rezolv, înainte de a posta pe YouTube, pentru că mi-este mult mai lejer, așa că follow la morar.avian. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați că este genial, urmați-vă visele și noi o să vedem în curând cu un nou episod. V-am pupat, pa!